Așadar, avem această situație pentru că, iată, vorbim despre Simona, o tânără din România care a plecat destul de devreme în Italia. Sigur, ea spune că a avut o viață foarte grea acolo și că, veți vedea toată povestea ei, a ajuns să cunoască un cetățean italian mai mare, dublu vârstei ei cel puțin, care s-a oferit să o ajute, oferindu-i foarte multe cadouri, foarte mulți bani în bunuri mobile și imobile și care acum au ajuns să fie, de fapt, obiectul unei infracțiuni, spune cetățeanul italian în vârstă de 78 de ani, practic acuzând-o pe Simona că aceasta l-a indus în eroare, l-a mințit și l-a înșelat, că îl va lua de bărbat și va face copii, lucru care nu s-a întâmplat, astfel încât el a dat-o în judecată și a și obținut în primă instanță o sentință pentru Simona noastră de 5 ani cu executare. O invităm chiar acum pe Simona în platou alături de noi. Haideți să o cunoaștem. Seara. Bun, Simona, multă lume s-a uitat la tine cu invidie, da? O fată frumoasă care a dat lovitura în Italia și care, uite, acum vorbește despre niște sume colosale de bani. Unii te pot felicita, alții te pot critica. Ce ai făcut, băiat? Bărbatul i-ai sucit mințile, ai profitat de naivitatea și de vârsta lui. Hai să o luăm cu începutul. Cine ești tu, Simona? De unde vii? Cum ai ajuns în Italia? La vârsta de 18 ani am ajuns în Italia. 18 ani jumate. Am cunoscut un băiat. În primele săptămâni era bărbatul perfect, mergeam la biserică amândoi. Băiatul român. Băiatul român, da. Am renunțat la facultate la București, am plecat cu el în Italia că mi-ar fi spus că o să câștig bani, că o să lucrez ca femeie de servici și o să câștig mult mai mulți bani dacă aș lucra acolo. Tu erai aici studentă în București? Intrasem, numai ce intrasem la facultate în București. De unde ești deloc? Din Târgu Jiu. Bine, eram dintr-un sat de lângă Târgu Jiu. Uh-huh. Eu făceam naveta la liceu. Intrase și aici la drept și cu toate astea ai crezut pe acel băiat că te duce în Italia să fii femeie de serviciu la 18 ani jumate, studentă? Pe mine, mie când mi-a zis cât aș câștiga și știam salariile din România, într-adevăr m-a încântat lucrul ăsta. Plus că m-am și îndrăgostisem la 18 ani, eu eram de la țară, m-a dus pe la restaurante, mi-a mai luat niște haine. Și ce s-a întâmplat după aceea, odată ajuns acolo? Am ajuns în Italia, s-a întâlnit cu unul pe nume Pino, eu nu-l cunoscusem, l-am cunoscut atunci, și au vorbit să mă ducă la Roma. Asta s-a întâmplat când am ajuns în Milano. Eu atunci am întrebat, bine, el îmi spunea că o să mă duc la Roma și zic, cum să mă duc la Roma? Ce să fac la Roma? Păi o să stai cu niște fete în casă. Și am zis, păi dar n-ai zis că o să lucrez aici, o să stăm amândoi împreună? Păi nu, stai să-ți explic că o să stai cu unele fete și o să întreții relații cu unii bărbați și o să faci foarte mulți bani și o să cumpărăm o casă mult mai repede decât ai lucrat ca femeie de servicii. Era și ăsta de voia să mă ducă, pe nume Pino. Și eu atunci, într-adevăr, m-am pus pe plâns. M-am dus la geam, am vrut să mă arunc, că am zis că eu așa ceva niciodată nu o să fac. M-a bătut după ce am refuzat. M-a înviat cu apă, m-a dus la baie și a aruncat cu dușul pe mine și... Să cerem un pahar cu apă, dacă ai nevoie, și niște șervețele. Imediat. Da, m-a amenințat cu părinții, după care a vorbit din nou cu Pino. A zis că o să mă ducă la un club doar să dansez. M-au dus ambii acolo. Îmi luasem o rochiță pe mine și cu niște cisme, mi-aduc aminte, în prima seară. Am început să plâng că nu era de mine. Eram într-un loc în care eu nu știam nimic de așa ceva. Eu cât timp am stat la țară, eu nu știam cluburi ce înseamnă, nu știam restaurante ce înseamnă, nu mă duceam la cafele că nu beam, știam doar muncă și școală. Actele erau tot la tine, nu-ți luaseră actele? Nu-mi luaseră actele, nu. Deja actele le aveai? Da. Acest bărbat a devenit ulterior și soțul tău? Pentru că foarte mulți fac asta pentru a se proteja. Da. Înainte de nuntă, mi-aduc aminte, aveam niște farfurii de prăjituri în mână și am căzut pe scări și mă rugam să-mi rup ceva să nu mă duc la nunta respectivă.
El ți-a propus să te căsătorești cu el pentru da, că așa el, era el mai protejat? El a aranjat tot în România. Eu eram în Italia, lucram la local și m-am dus să aranjeze totul cu nunta. După cât timp ați făcut nunta? Cred că după câteva luni, nu mai mi-aduc aminte, după câteva luni. Adică foarte repede. Ai continuat da. Să faci asta și ca soția lui? Adică el să te încurajeze să mergi în cluburi și să faci bani, să ai clienți și toate celelalte? Da. Câți ani? Cum? Câți ani ai mai făcut asta? Păi am lucrat până în 2015. Ce s-a întâmplat? Am lucrat în continuu, într-adevăr, dar... Ce s-a întâmplat în 2015? În 2015 am cunoscut Petiela. Era clientul localului. Acest bărbat, da? De care vorbim noi. Da. Cum îl cheamă? Francesco Tila. Hai să-i spunem Francesco, că sună mai aproape de limba noastră. Și câți ani avea Francesco atunci? 72. Tu câți aveai? 28. Devenise clientul localului. Era clientul localului. Ce s-a întâmplat pentru după că Pino, care mă dusese la toate localurile, devenise un asociat la clubul respectiv. Uh-huh. Și m-au chemat, eu de exemplu la toate cluburile îmi dădeau dublu față de fetele celelalte. Cum se spune în presă că mă dezbrăcam, că nu știu ce făceam, nu. Nu m-am dezbrăcat niciodată, nu am făcut spectacole niciodată acolo. Eram plătită dublu față de celelalte fete. Și de asta zic, la ce se spune în presă... Dar tu ce făceai? Care erau aturile tale, da, de ce erai plătită dublu față de celelalte? În localurile respective poți să faci consumații și este un separeu, de exemplu, care poți să dansezi. Nu te poate atinge, nu se întâmplă absolut nimic. Asta se poate și verifica. Pe oră, de exemplu, să stai în privat cu fata respectivă sau cu cine, se plătea 300 de euro. Care tu încasai jumate din... Și tu erai și un fals client, adică îi făceai pe clienții localului să consume și să... Păi să stea de vorbă cu tine, de exemplu, la o masă, și... ei consumau, luau sticle de șampanie. Se întâmplă asta și la noi, adică nu vă face. Se întâmplă azi. În București, în centru vechi, e plin de astfel de... Nu cred. Localuri, nu credeți. Nu există. Așa, domnul Coarte. Da, acolo... Eu din ce am auzit, dar exact așa e. Da, nu cred, exemplu, eu nu cred, trebuie să faceți dovadă. Și clienții care ajung în acele camere ajung pentru că vor acolo, nu că duce cineva cu forță. Clienții? Dar cine, domnul Coarnă? Domnul Coarnă este ironic, nu-l cunoașteți. Domnul Coarnă acum este ironic, adică nu crede pentru că dumneavoastră știe foarte bine fenomenul. Și în România. Te rog să-mi spui ce s-a întâmplat mai departe, Simona, între tine și acest cetățean, Francesco. Cum a evoluat relația? Eu la început îi povestisem că eram... în divorț cu fostul soț, el divorțase la un moment dat, a depus actele de divorț, că luaseră în Italia cu cărți de credit, nu știu ce mai făcuse pe acolo, în România ar fi intrat poliția în casă cu drogurile, ceva de genul ăsta, eu după aflam toate lucrurile astea, și el, bine, eu la un moment dat i-am spus că o să-i las totul, numai să mă lase în pace. Doar că răspunsul lui a zis că eu o să lucrez toată viața pentru el. El toată viața m-a amenințat cu interlopii din Târgu Jiu. Și în ziua, bine, în ziua de astăzi, nu, până în 2017 m-a amenințat. Nu, până în, nu. Până acum 2 ani. Deci până practic... în 2021, ultimul când a ieșit cu cuțitul la mine, a fost în 2019, cred că am și la poliție depus lucrul ăsta. Și practic tu ai scăpat de acest soț al tău care te tot amenința, folosindu-te cumva, adică rugându-l pe acest cetățean italian, pe Francesco, sau el s-a oferit să te ajute? Nu, el venea seară de seară la local, eu i-am povestit viața mea, cum că am fost căsătorită, că nu aș mai vrea în viața mea un bărbat, pentru că mi se par toți la fel. Bineînțeles, el atunci a zis că pot să am încredere maximă în el dacă i-am povestit lucrurile astea. Mi-aduceam fiecare seară cadouri, mi-a spus și el că este văduv, că a rămas singur, plus că este bătrân, nu are pe nimeni, nu are familie, nu are nimic. După o perioadă, după ce venise acolo, mi-a zis că și-ar dori din tot sufletul să-mi facă acte pe apartamentul de care se spune... În Milano, acest în Milano, apartament. Da. Înainte de ziua mea, eu stăteam la Bergamo,
făceam naveta Bergamo-Milano și el mi-a zis că dacă vreodată sunt obosită să rămân în apartamentul ăsta, pentru că într-adevăr era un apartament foarte mare. Eu aveam partea mea, camera mea, baia mea, nu umbla deloc acolo. El locuia acolo? Da. Și ți-a și propus să-ți facă un business de un fel de beauty, un studio da, de da, beauty? Da, da, da. Bine, eu într-adevăr nu voiam să mai lucrez la localuri. Voiam să-mi schimb total viața, total, pentru că nu era viața mea. Eu n-am putut niciodată să fac ceva pentru mine. Chiar dacă aspectul fizic, îmbrăcămintea și toate astea spun contrariu... Tu ai fost mereu sclava cuiva sau la mâna cuiva? Da. N-ai fost niciodată independentă? Nu. El îți propusese acum, practic, să fii pe picioarele tale, să-ți faci business-ul tău, să ai ceva al tău. Da. Dar între doi voi era o relație, nu? Că altfel n-am putea înțelege de ce ar face un bărbat atâtea servicii și, uite, oferte atât de mari. El când venea la local, mi-aducea și cadouri, mi-a luat și genți, mi-a dat și un colier cu diamante, inele. Când mi-a propus să-mi fac acte pe apartament, eu atunci, într-adevăr, am fost foarte încântată, pentru că mi se părea că există bărbați care nu cer nimic în schimb. Adică nu ar avea, nu știu cum să mă exprim, să mă vadă tot cum eram înainte. După ce perioadă ți-a făcut oferta asta? După 3 săptămâni. 3 săptămâni în care venea zi de zi acolo? Zi de zi la local, da. Și mă ținea toată. De căsătorie nu discutați deloc? Nu. Deci el nu ți-a propus să-i fii soție, să-i faci copii, să locuiți împreună, să ai grijă de el până la final și să-ți rămână ție apartamentul după aceea? Nimic. N-a fost niciodată o astfel de înțelegere? În esență, i-a făcut o propunere spectaculoasă, într-adevăr, de a-i face cadou acel apartament din Milano, la foarte scurt timp după ce a cunoscut-o, când practic nici nu se putea pune problema unei relații de viitor, unei căsnicii, sau... A fost un gest la acel moment, într-adevăr, deosebit, un cadou făcut... Ce înseamnă acte? Ce anume zădea? Să fii proprietară? Eu când am fost la notar, când m-a chemat la notar să-mi facă cadou de ziua mea, asta s-a întâmplat în octombrie, mi-a zis că o să-mi lase tot apartamentul pentru că el nu are moștenitor și nu vrea să ajungă apartamentul la stat. De ce ați ajuns la conflict tu și Francesco? Astfel încât el te-a dat în judecată pentru înșelăciune în formă continuată și ți-a cerut... S-a făcut de contul care s-a ajunge undeva la aproape 700.000 de euro pe care tu trebuie să-i dai înapoi lui. De la ce a început conflictul între voi? După ce am vândut apartamentul, i-am transferat o sumă de 30.000 de euro, după i-am mai dat 5.000 de euro, dar la vânzarea apartamentului, el a luat un plic care i l-a dat noua proprietară cu 20.000 de euro în plic. 5.000 mi-a dat mie în Italia și 15.000 a rămas el în plic. Și asta m-a mirat faptul, deci i-ar fi dat peste 1.000.000 de euro, ăștia 20.000. În fine, el a zis că era foarte încântată noua proprietară de apartamentul respectiv și i-a dat suma de 20.000 în plus. Așa, bonus. Așa, bonus. Asta nici eu n-am înțeles-o. După ce am vândut apartamentul, fostul soț, în tot orașul, toată lumea știa că dacă nu-i dau toți banii pe apartament, o să iau 3 ani de pușcărie. Și atunci știam sigur că nu are de unde decât de la Francesco. Noi am mai avut niște discuții pe parcursul perioadei aștia și m-am certat de multe ori cu el și n-am mai vrut să vorbesc din cauza asta. Pentru că, din spusele lui, eu îmi dădeam seama cât de cât că nu avea de unde decât de la fostul soț. Că ținea legătură cu fostul tău soț, care te și proxenetase și îți făcuse foarte mult rău. Da, și el ce voia? Voia banii pe apartament. Bun. Ce s-a întâmplat? Te-a dat în judecată? Ce ți-a cerut înapoi? Prima dată m-a dat în Italia în judecată. M-am dus, am dat declarație în Italia. Pe înșelăciune nu mă putea acuza, pentru că eu m-am dus cu toate actele doveditoare și m-ar fi acuzat că i-am furat un colier, care eu m-am dus cu dovezi că mi l-ar fi făcut cadou la local.